mai încheia romanul vieții tale de până acum? Cu dramul ăsta de înțelepciune care a venit uh, târziu și care de fapt el n-ar fi existat fără tot ce s-a întâmplat. Că încercăm noi să spunem că vai că nu știu ce. Nu. Suntem rezultatul unor întâmplări. Uh, unor unui balans între tot ce am trăit bine și rău, aș parafraza pendulul lui Foucault, deși m-aș da prea deștept să vorbesc despre eco acum, dar de fapt viața noastră este guvernată de tot felul de lucruri din astea care fac ca să se întâmple, iar până la urmă suntem exact ceea ce am acumulat și mulți spun, domne, nu știu, aș face, n-aș mai face aia, dar... am făcut enorm de multe greșeli care bănuiesc că au generat și foarte multe Lucruri nu, bune. Bune. Dar e ceva ce ai scoate din vreun capitol pe care l-ai scoate? Apropo, de dacă ai schimbat ceva, un capitol pe care l-ai scoate din romanul vieții tale? Am avut niște momente de răutăți inutile, poate... A, bun, astea sunt nu, dar inerente, că... dar nu un capitol -am, pe care -am, să n-am ceva punctual la care să spun că regret că am făcut... Deși în momentele în care pe, trăiam, ce făceam, eram... Uh, îi povesteam Aline acum, că am fost la Vegas și m am văzut că m-am oprit era un fel de bufet din ăsta și treceai pe la o coadă luai, și era o stație unde luai sare, piper, maioneză, ketchup erau tot felul de pungulețe uh -huh. de punguțe și erau pâine, nu știu ce și am luat o bucată de pâine am luat un plic de maioneză și un plic de ketchup și am pus din fiecare câte puțin și am mâncat ce zici. Ce face, e nebunit? Ce ce asta? Și am spus, pe vremea când trăiam în, garçoniera, în, garçoniera, în camera de bonă, erau niște momente destul de grele și au fost zile în care mă duceam la bulanjeul din colț care scotea pâine nevândute. Baghetele nevândute a doua zi nu se mai pot mânca. În Franța uhum. e o chestie care... Și mulți scoteau să le ia cine avea. Și luam o baghetă și mă pe la McDonald's sau pe la unde erau din astea, unde nu erau alea cu de apăsat. Știi că acum niște tulumbe mari în care spui și, eu... și furam două pliculețe sau patru și mâncam pâine cu ketchup și cu maioneză. Asta e un final extraordinar pentru Și am vrut să-mi aduc de ăla. Deci acum eram la Vegas, stăteam într ce, cele mai tari hoteluri din, mm -hmm. din Vegas. Eram și te-ai întors în timp la, doar, doar la, la gustul de Și am de -acolo. simțit, deci m-a teleportat jur, mm -hmm. acel gust de ketchup cu, cu pâine pâine și maioneză. Nu toată lumea combina, la mm -hmm. mine foamea combina. Mm -hmm. uh, și mai un moment, ăsta l-am mai povestit, dar îmi place mm -hmm. foarte tare pentru că m a întrebat până atunci ce, ce am mai făcut. A fost momentul lumea ta. Unde te duceai la lămatan, dimineața, și erau niște băieți care spuneau câți oameni erau. ridicai una așa, tu, tu, nu cam bancola, și tu, și tu. Mm -hmm. Ne luau să împărțim ziarele. Munceam de la ora 5 la ora 6. Avea un triciclu din el, stăteai și pe margea, luai Luai lămatan și l-aruncai în fața chioșcului ca să fie ăla când deschide să ai aibă -aibă... Dacă ploua era nasol, că trebuia să te duci să-l pui, da. Și primeam 100 de franci sau nu știu cât. Atât. Important e că nu te luam fiecare zi nu te lua, că nu aveai șansa și era nasol. Trebuia să te scoli, că altfel nu... E, și m-am dus la unul cu triciclu și am spus, fii că trebuia să ai un loc unde să stai tu în triciclu și restul să o cu ziare. Spuneam, fii atent, eu pot să stau pe scară. Eu am făcut windsurf, am echilibru și luam mai multe ziare, că și erau plătit la numărul Ca de ziare. Ca să mai mult. Da, și când mă vedea, că eram și în altoc, îmi zicea, hai, hai, tu, tu. Mi-am și luat permis de triciclu, gândindu-mă că poate la un moment dat va trebui să conducă la noaptea ca să fac mm -hmm. rost de bani. Asta că mă mai întreabă niște prieteni tot timpul, îmi zice: e, Tu ai avut noroc. Că poate că într-o zi, da, ai, ai reușit, nu știu. Poate ce că să... într-o zi văd imaginea asta cinematografică, o să închiriezi un triciclu dintre ăsta, te duci în Paris și arunci ziarele într-o dimineață la 5, la câteva chioșcuri. Ar fi un final frumos pentru prima parte a romanului Vieții tale.